În comuna Vâlcelele din județul Călăraș s-a sărbătorit hramul Bisericii Patronate de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Primarul localității Ionel Tatu a invitat la acest eveniment autoritățile județene și locale. Alături de preotul paroh, slujba religioasă a fost oficiată de un sobor de preoți din alte parohii. Pentru prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și bunuria, Fecioara Maria. Pace tu
să ne bucurăm și să ne veselim cu ea. Preacucernici părinții împreună slujitori, cinstiți reprezentanți ai organelor superioare de stat, dar și locale, și invitaților dumneavoastră și iubiți credincioși, temelia bisericii noastre ortodoxe este, dacă vreți, învățătura apostolilor preluată de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos și jertfa sfinților și martirilor care au știut să trăiască după aceste precepte și aceste învățături lăsate de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Un astfel de om care a știut să-și dăruiască viața lui Hristos răznește biserica noastră astăzi prin Sfântul Mare Ucenic Dimitrie, izvoritorul de Mir, care la vremea lui a avut curajul și demnitatea să nu se lase nici cumpărat de onoruri și de demnități pentru care poate mulți și-ar fi vândut și sufletele, el a preferat să moară cu demnitate și să-L mărturisească pe Mântuitorul Hristos. Ca să înțelegem mai bine cine a fost acest Dimitrie, trebuie să ne ducem în urmă cu aproape 1800 și ceva de ani, pentru că Sfântul Dimitrie se naște în a doua jumătate a secolului al III-lea. În vremea împăratului prigonitor Maximian. Maximian Hercules, care a domnit între 286 și 305 după Hristos. Tatăl acestui mare mucenic, lui Gheorghe, era guvernator al provinciei Iliria, al Tesalonicului, și se pare că acesta fusese apropiat și prieten cu tatăl împăratului Constantin cel Mare, Constanțul Clor, care Constanțul Clor fusese ales de către Maximian Hercules să-l ajute la domnia în imperiul acesta, în nivelul de răsărit. Se pare, deci, că tatăl Sfântului Dimitrie și tatăl Sfântului Constantin au fost prieteni, mamele lor de asemenea cunoștințe și prietene, ambele creștine, Sfânta Împărăteasă Elena și cu mama lui Gheorghe, lui Dimitrie, și acestea au știut să însufle pruncilor ei și copiilor ei, până i-au crescut la maturitate, credința aceasta în singurul și adevăratul Dumnezeu. Ei bine, urmând, dacă vreți, cariera și abilitățile tatălui său, Dimitrie este instruit în armată, este școlit, ajunge general în armată și la moartea tatălui său, Maximian îl spune pe acesta, după ce l-a făcut general, l-a pus dregător al Tesalonicului, guvernator, ca să conducă cetatea respectivă. Totodată, când l-a instalat acolo, i-a dat și poruncă ca acesta să aibă grijă să-i persecute și să-i urmărească până la moarte pe cei care se închinau lui Hristos, pe creștini. Pentru că acela, Maximian, împreună cu Diocletian, sunt cunoscuți, dacă vreți, în istorie, drept cei mai mari prigonitori ai creștinismului. Dimitrie a acceptat demnitatea, dar nu a acceptat și porunca pe care i-a dat-o împăratul. A preluat conducerea, însă el, în loc să-i persecute pe creștini, i-a eliberat pe cei care erau
ca și sclavii, i-a împroprietărit pe cei care fuseseră deposedați de averi de către cei dinaintea lui, îi ajuta pe săraci, pe văduve, pe orfani și așa mai departe și era apropiat, iar el, în loc să se socotească generalul și conducătorul cetății respective, el se socotea egalul tuturor celor pe care îi avea în ordine, pentru că socotea că împreună cu aceștia sunt egali înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos pe care el îl urma. Așa ajunge să fie foarte iubit de către cei din cetatea sa, dar toate aceste, tot acest comportamentul său ajunge la urechile împăratului, care vine după un război să petreacă acolo în cetatea Tesalonicului și îi cere dregătorului lui Dimitrie să aducă jertfă idolilor păgânii la care el se închina. Și atunci Dimitrie, în fața tuturor, recunoaște și în fața împăratului, recunoaște că este creștin și că el nu va aduce niciodată jertfă altui Dumnezeu decât celui pe care el l-a cunoscut de la mama sa și de la tatăl său, și că nu se va închina niciodată celorlalte deități, și a spus împăratului că îl respectă ca om, dar nu poate socoti zeu și el nu se poate lăsa de Hristos. Atunci, sigur, mai întâi a fost aruncat în temniță, mai pe urmă apare episodul acesta genial în care împăratul construise acolo în față ca să aducă, pentru că așa se obișnuia, să facă și circ cu lumea. Construiseră un podium, un alt imens, unde avea un luptător de o talie deosebită, pe nume Lidie. Și acesta îi lua pe fiecare parte, pe creștinii care erau rânduiți să lupte cu el câte unul, câte unul. Și după ce îi obosea un pic în arenă îi arunca după podiumul respectiv în niște sulițe care erau puse cu vârful în sus și aceștia erau omorâți în fața și spre deliciul celor care participau la acest supliciu. Așa se face că un ucenic al lui Dimitrie vine la acesta și îi spune ce să fac, iar Dimitrie îi spune, te vei duce și vei lupta cu acest Lie și pe Lie îl vei învinge, dar și pe Hristos îl vei mărturisi. Așa se face că acela intră în arenă și, deși era un fel de David pe lângă Goliat, reușește să învingă pe Lie, îl aruncă pe acesta în sulițele pregătite pentru creștini, iar împăratul, când vede aceasta, nu numai că nu-l răsplătește pe învingător, ci poruncește ca și el, Nestor pe nume, să fie omorât cu sulița și cel care l-a încurajat, Dimitrie din temniță, să fie și el ucis cu sulițele, pentru că i-a învins pe acest Goliat și care era, dacă vreți, deliciul pentru public, dar și pentru împărat. Așa se face că își dă sfârșitul de foarte tânăr generalul Dimitrie. Multe minuni frumoase s-au săvârșit pentru, prin, știu și eu, moartea aceasta a lui. Mai ales că după ce a fost omorât, o parte dintre ucenicii săi i-au luat și din cei care îl respectau, i-au luat trupul, l-au ascuns undeva, și cu timpul s-a ridicat o biserică, mai întâi una mică, mă devem, pe locul respectiv unde fusese temnița în care a fost ucis. Mai pe urmă, un om bogat, Leontie, care după ce s-a vindecat, când s-a atins de moaștele Sfântului, a adus ca jertfă mulți bani din visteria lui și a ridicat o biserică mai mare acolo în cetatea Tesalonicului și care de acolo, sigur, de-a lungul timpului Sfintele sale moaște au fost furate,
au lipsit o vreme, au fost recuperate, pe urmă luate și duse în Italia, pe urmă iar întoarse în mormântul din biserica aceasta, care se cheamă până acum și care este cea mai mare și cea mai veche biserică din Tesalonic, în Grecia, și unde sunt până în zilele noastre, este racla aceasta și oamenii credincioși din tot ținutul acesta și al Greciei, dar și mulți dintre noi, reușim să ajungem acolo și să ne închinăm la mormântul izvorător de vit de mir al Sfântului Dimitrie. Loc în care, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, împreună cu Părintele Ioan, preotul dumneavoastră, am fost de curând, acum vreo 2-3 ani, și ne-am închinat acolo la mormântul și la rămășițele acestea, la relicvele acestea sfinte ale Sfântului Dimitrie. Sfânt Dimitrie, care este, dacă vreți, și ocrotitorul comunității dumneavoastră. Comunitate în care am poposit astăzi, iată, și am avut bucuria pe mine, cred că mă mai știți că eu vin despre la dumneavoastră, sunt veche, am ștate veche aici la dumneavoastră. Dar am avut bucuria ca împreună cu Părintele Ioan, prietenul meu, până la moarte și dincolo de ea, așa ne place să ne socotim, să-l avem alături și pe Părintele Nicolae Dumitrescu, cel care a fost protopop în Călăraș, la vremea în care Părintele Ioan a descălecat pe ținuturile acestea ale Bărăganului. Dânsul l-a primit ca protopop, eu l-am primit ca prieten, pe urmă Părintele a plecat în misiunea dumnealui unde i-a acordat Dumnezeu pași și în altă episcopie. Eu am rămas protopop în locul dumnealui aici și am făcut împreună cu Părintele lucrări frumoase, mai ales dânsul. Noi i-am susținut și i-am ajutat cu documentația, așa încât, iată, bucuria aceasta de plină să fim împreună cu dumneavoastră aici. Sfântul Dimitrie, iubiți credincioși, a fost respectat în cetatea Tesalonicului și pentru motivul că el a fost, dacă vreți, acolo fiul cetății. Acolo a crescut împreună cu familia lui, acolo s-a dezvoltat și acolo și-a dat viață. A făcut tot ce a făcut pentru comunitatea lui. Așa avem și bucuria ca astăzi să avem împreună cu noi. Și nu o spunem cu laudă, că ați văzut că foarte mulți spun că, vai, că autoritățile, că statul, că nu ne ajută. Ba ne ajută pe toți și sunt locuri binecuvântate de Dumnezeu, cum este și parohia dumneavoastră, în care, iată, parte din cei care reprezintă autoritățile aici sunt fiii satului, fiii comunei. Sunt fiii comunității. Cât de frumos, vedeți, este numită această demnitate, fiul zahul. Adică oameni care își exercită misiunea undeva acolo unde sunt fiecare, dar sufletul lor, casa lor și moștenirea aceasta rămâne aici, în satul de unde au plecat. Așa se face că l-avem pe domnul președinte Vasile Iliuță, prietenul nostru de multă vreme, da? Cred că așa după măși nici nu-mi dau seama, poate părintele să ne... E și fratele, care este, atenție, fiul satului dumneavoastră, dar e noriașul meu. La Pantelimon, unde e și centrul universului. Domnul primar, pe care îl știm de atâta vreme, Nelu tatu, iarăși sunt pe fiecare părtare socotesc prieteni și dragi mie de hăde din anii până în 2000, de când ne știm. Domnul viceprimar, părintele, ajutați-mă, doamnă. Domnul Gabriel, da, vreau să mă ajute, părintele. Da, și doamna directoră de la școală, avem aici insulita domnului președinte, domnul...
Eduard Grama, director administrației publice. Administrator public. Domne, fiecare pe demnitatea pe care o are, important este că în multele probleme pe care le-au greșit și au făcut timp să se bucure împreună cu noi de bucuria aceasta a comunității. Domnul manager de spital, Cristi Bogdan. Da. Fiul comune și Cristi Marin. Deci aveți numai elita județului, se trage de aici, din Vâlcenele, și care nu sunt de aici, sunt apropiați de dânsii și de dumneavoastră și sunt prezenți împreună cu noi. Să aducem un pic de mulțumire și de slavă Sfântului pe care astăzi îl prăznuim și care este până la urmă ocrotitorul dumneavoastră al tuturor. Și dumneavoastră care v-ați făcut un pic de timp și ați venit aici. De ce venim? Să ne întâlnim cu Sfinții lui Dumnezeu și să ne împrietenim cu Hristos. Este ceea ce vrea Mântuitorul Hristos de la noi și ce vrea Dumnezeu. Se spune, iubiților, că un om în vârstă și surd de plin venea, stătea și el aici în fiecare slujbă și se uita în gura preotului. Nu înțelegea nimic de la slujbă. Că era surd. Și cineva a scris mare pe o hârtie, pe o coală, de ce mai vii la biserică dacă vii degeaba, că nu înțelegi nimic din slujbă? Și a dat un răspuns genial. A zis, vin ca să știe diavolul de partea cui sunt. Că nu sunt de partea lui, ci sunt de partea lui Hristos. El venea la întâlnire cu Dumnezeu. Așa am venit și noi acum. Am venit la întâlnire cu Dumnezeu, am venit la întâlnire cu Hristos, am venit la întâlnire cu Sfinții lui Dumnezeu, printre care cel care vă este ocrotitor, Sfântul Dimitrie. Zice în Evanghelie Mântuitorul Hristos atât de frumos, să-L iubim pe Hristos, pe Domnul Dumnezeu, din toată inima, și zice și să vă iubiți unii pe alții. Și zice să vă iertați unii pe alții. Vedeți, dumneavoastră, cât de important este iertarea aceasta a unora față de ceilalți. Greșim, suntem oameni, dar dacă știm să-și iertăm, suntem deasupra tuturor și suntem aproape de Dumnezeu. Știți? Cum și iertarea are și socotelile ei și rostul ei, trebuie să o facem de plin. Adică să iertăm și pe cei buni și pe cei mai puțin buni. Zice că la o slujbă, după ce s-a terminat, aici la încheiere, preotul a întrebat pe enoriași, pe cei prezenți, cum v-aș întreba eu pe dumneavoastră acum, câți dintre dumneavoastră, zice, ați reușit să vă iertați dușmanii? Și au ridicat mâna așa, vreo, să zicem, 20%, o parte. Și preotul a insistat și a zis, oameni buni, suntem în biserică, suntem creștini, noi trebuie să fim iertători. Poate n-ați înțeles întrebarea. Vă mai întreb o dată, câți dintre dumneavoastră v-ați iertat dușmanii? Și atunci au ridicat mâna toți. Mai puțin o doamnă foarte în vârstă, elegantă, cu o pălărie, da? Și a întrebat, doamna Olga, a zis, dar dumneavoastră nu v-ați iertat dușmanii? Și doamna a răspuns așa, cu o siguranță în voce, părinte, eu nu am dușmani. Voi, Doamne, zice, dar câți ani aveți dumneavoastră? Zice, am 97 de ani și n-am niciun dușman. A zis, Doamne, vă rog frumos, spune, poftiți aici pe sole, să le spuneți tuturor cum au reușit să ajungeți la vârsta aceasta și să nu aveți niciun dușman. Și a venit cu o coană elegantă până aici, s-a întors și a zis, au murit toți nenorociții naibii. Iubiților, nu așa trebuie să fie iertarea. Iertarea trebuie să fie deplină. Ori iertăm, iată, Sfinții lui Dumnezeu, Dimitrie avea puterea să facă ce vrea. Dar el a zis, nu, eu trebuie să împăr. Iubesc pe toți cei din comunitate și să îi iert și pe toți cei care încalcă viața și lucrurile acestea care țin de siguranța acestea respectivă. Fie ca bunul Dumnezeu și Sfântul
Dimitrie, care ne-au adus astăzi aici și care ne-au chemat. Știți, Părinte, simțim chemarea. Am simțit chemarea să fim aici, fiecare dintre noi, să mulțumim Sfântului Dimitrie, care nu e, care este, atenție, și ocrotitorul sau cel care încheie toamna. El este cel care e protectorul recoltelor bogate și prin aceasta garantat și al bărganului, pentru că el încheie sărbătorile de toamnă, încheie acum când e încheiat cu recolte, cu adunatul, cu pusul la silos, la cambare, la nu știu ce, și împreună cu el Sfântul Gheorghe, care deschide primăvara, înspre răsărita primăvara, la Sfântul Gheorghe, iar Sfântul Dimitrie încheie sărbătorile acestea de toamnă. Rugăm pe Dumnezeu ca împreună cu toți Sfinții Săi să ne călăuzească, să ne păzească, să ne ocrotească. Amin! E o mare bucurie pe care o trăim toți împreună în această parohie, binecuvântată de Dumnezeu. Și o să spun mai târziu de ce binecuvântată, pentru că așa și este. Sunt aproape 22 de ani, în 1999 n-am mai venit când ne vedeam pe Cărășene. Pentru că acolo unde am mers și mi-am desfășurat activitatea preoțească, nu mi-a permis ca să țin prezent în altă parohie. Dar, ieșind la pensie, am avut ocazia deosebită ca să fiu prezent pentru prima dată aici, în Sfântăria Călărașului, unde mi-am desfășurat și activitatea și unde, din 1977, am slujit în acest univers. Și privind împrejur aici, în locașul dumneavoastră de închinăciune, mă uitam așa și zic, parohia aceasta este la fel cu o familie. Și invitați, și copii, și cei în vârstă, și autorități, și toți ceilalți împreună la o altă. De ce? Ca să ne întâlnim cu Părintele nostru cel Ceresc, care a rânduit ca unii care au fost asemenea nouă, adică cel prăzuit astăzi, cinstit astăzi, Sfântul Ucenic Dimitrie Zbătorul de Lin. Deci Dumnezeu a făcut ca noi să fim astăzi, să ne întâlnim cu El și să aducem mulțumire în această zi pentru toate darurile pe care a trimis asupra noastră. Și cum spunea și Părintele paroca dumneavoastră, un om tenace, un om care nu s-a lăsat să ridice la un nivel foarte sus această parohie, bineînțeles cu munca dânsului și a familiei sale, cu sprijinul voastră a autorităților locale și județene și locale, și a dumneavoastră credincioșilor, a adus în această parohie bucuria pe care trebuie să o simțim fiecare dintre noi atunci când venim în această biserică, cu ocazia tuturor evenimentelor vieții noastre. Începând de la lucrurile care ne aduc bucurie în sufletele și în casele noastre, până la cele tristate de care niciunul dintre noi n-ar vrea să avem parte. Dar și bucuria și necazurile fac parte din această viață. Și cu cât înțelegem că e bine să trecem prin toate acestea, cu atât putem să mergem mai departe. Spuneam că dumneavoastră sunteți aici ca o familie, adunat în prejurul părintelui Ion. Și bucurie și mai mare pentru că biserica nu e, cum să zice, a moșilor și a babelor. Uitați, dovadă sunt fiii satului care, datorită muncii și calităților în care au dat dovadă acolo unde au fost, reprezintă cu cinste satul dumneavoastră. Și la nivel județean și la nivel local și așa mai departe. E o mare bucurie că în rândul dumneavoastră sunt atâția și atâția menționează Părintele. Și domnul președinte al Consiliului Județean și cei care se însoțesc pe dânsul, și domnul primar, și cei care au fost menționați, cum spuneam, de la spital, de la școală. Deci sunteți exact ca o familie. Deci nu vreți ca acest sentiment de apartenență la familia parohiei Vâlcerele sau Crucea, cum se spunea înainte, deci nu trebuie să fiți departe. Și așa trebuie să păstrăm fiecare dintre noi. Pentru că numai felul acesta, cei care nu mai sunt în
în viață, adică părinții, moșii, strămoșii noștri, Duhul sufletelor lor se vor bucura că noi ne ducem mai departe posterior și ceea ce au lăsat în nouă moștenire. Iar ceea ce am făcut noi, ceea ce a făcut părintele și dumneavoastră, ajutat părintele de toți cei menționați de dânsul, nu e altceva decât un dar pe care îl transmit dânsii celor mici care sunt de față aici și care vor să spună că, într-adevăr, sunt mulțumitor pentru ceea ce fac cei care sunt prezenți la mare decât dânsii. E o mare bucurie, să știți. Acesta este bucuria cea mare când facem ceva în această viață pământească. Pentru că fiecare dintre noi, la ziua și ceasul lui Dumnezeu, vom pleca de aici. Dar ne-am pus vreodată întrebarea, cum vom pleca din această viață? A lăsat ceva în urmă, așa cum a primit și noi moștenirile de la moșii strămoșilor, de la părinții noștri. Și dacă vom avea un răspuns cât de cât mulțumitor, atunci putem să plecăm liniștiți din această viață. Și cu siguranță că către noi sunt mulți care au această bucurie și onoare și cinste că au lăsat și lasă moștenire celor care urmează după deși. Încă o dată zic că e o mare bucurie pentru mine că am fost prezent în această zi frumoasă de toamnă, pe care Dumnezeu a făcut ca să aducă soare și să ne bucurăm, pentru că soarele este acela care ne aduce nouă bucurie și în sufletele noastre, și pe câmpurile pe care dumneavoastră le munciți. Deci toată această bucurie nu este de plină decât dacă nu venim să îi mulțumim Dumnezeu pentru toate darurile pe care le primim asupra noastră. Iar această începutul de toamnă este un prilej pentru fiecare dintre noi, mai cu seamă cei care trăiesc în mediul rural, să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le-au primit în decursul acestui an. Așa că bun Dumnezeu să vă dea multă sănătate, să vă dea întotdeauna gândurile și bune, să fiți de folos unii altora, să vă ajutați unii pe alții, să vă portați unii altora sarcine și toate cele ce putem face în această viață, ca să putem să plecăm de aici, de pe pământ, unde este viața trecătoare, viața cea veșnică, cu suflete împăcate că ne-am făcut datoria. Dumnezeu să vă ajute, la mulți ani vă cerde și mulțumim celor care sunteți prezenți aici și ne-a spus această bucurie. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate darurile sale, iubiți rămăritori creștini, binecuvântat să fie Dumnezeu slăvit în trăime Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Preacucernice Părinte Nicolae, Preacucernice Părinte Dumitrescu, vă mulțumim din suflet pentru această zi binecuvântată. Să ne aminte anul 2021 de Sfântul Dumitru, la Sfântul Ramul, Sfântul Mare Moștenit Dimitrie la Mărcere. De aceea să fim sănătoși, iată și bucuria aceasta este mare, bucurie. De aceea vin acum în minte cuvintele, minunat este Dumnezeu pentru Sfinții Săi. Dumnezeu care face minuni și cum așa spune și domnul președinte Vasile Iuța al Consiliului Județean, Dumnezeu lucrează prin oameni, prin oameni, prin oameni și de aceea darul lui Dumnezeu și noi oamenii să ne rugăm unii pentru alții. Deci noi ca preoți nu există rugăciune sau slujbă când ridicăm mâinile către Dumnezeu în zile duminică sau sărbătoare, să nu ne aducem aminte și să ne pomenim pe toți, pe toți care se jertfesc, pe toți care se ostenesc, pe toți titorii, făcătorii de bine și pe toți. De aceea, desigur, aceasta este foarte importantă înaintea Bunului Dumnezeu. Eu vă mulțumesc la toți pentru această zi binecuvântată, domnului președinte, domnului primar Tatu, a domnului Ion, doamna directoare, pe mai pe toți, domnului vice, directorii de la toți, pentru că sunt cu toții din toată staful stuit a domnului președinte, vă mulțumesc din suflet și de aceea este bine să fim unii cu alții și mai ales la sărbători mari, care este la hramul unei sfinte biserici, cum este și hramul bisericii acesteia, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorător de mir, data de astăzi de 26 octombrie. Mulțumesc și tinerilor pentru că am insistat ca portul tradițional și tradiția să nu dispară, să meargă mai departe.
Am insistat aceasta ca tinerii și copiii și fetele să fie îmbrăcate, desigur, în costume populare. De aceea și moșii și strămoșii noștri și înaintașii noștri au avut mare credință în Dumnezeu. Iar eu când sunt aici pe o piatră, și am mai spus-o aceasta, meșterul acestei biserici, biserica aceasta s-a construit în 6 ani. Din 1908 s-a început și în 1914 s-a terminat. Și meșterul acestei am găsit eu așa că vrut Dumnezeu ca să descopere pe piatră scrisă. A fost o femeie, Panin Alina Sferiană, meșter zidar, din 1908. Și iată și jetirea că au fost în acele timpuri. De aceea toți au avut credință și ramul, după aceea când s-a sfințit, ramul, când s-a dat ramul bisericii în 1914. Eu vă mulțumesc la toți, bucurie sufletească la toți cei dragi și ziua de astăzi, sănătate multă și binecuvântare!